Hens, care se vede că are un studiu mai aprofundat al problemei. Sigur, problema aceasta a erorilor, așa, este o situație fără doar și poate extrem de utilă, dar și ideală. Situația în care profesorul lucrează cu un grup monolingv, adică are toți studenții de aceeași limbă, și profesorul însuși cunoaște limba studenților și atunci poate gândi predarea contrastiv, sigur, e ideal. E mai puțin aplicabil când se lucrează cu studenți, cum se întâmplă la anul pregătitor, cu studenții de diferite limbi, unii asiatici, alții de limba arabă, alții limbi europene. Este foarte dificil acolo pentru profesor să găsească un numitorul comun și nu va putea lucra așa decât parțial pe mai câteva hinturi să dea pentru limbile pe care cât de cât le cunoaște. E însă sigur ideal. Eu am avut ocazia și ca lector în Italia și lucrând cu Erasmus, cu cei veniți la noi să facă cursuri intensive Erasmus, să lucrez cu grupe compacte. Puteam să ne alegem și alegeam de obicei o grupă de italieni combinată cu nemți. Îi puneam special pe contrast, pentru că puteam, știam ambele limbi și puteam face deci niște astfel de, mă rog, observații contrastive și îi puneam la un loc că era foarte interesant felul în care reacționau ei, foarte diferit de altfel, italienii foarte intuitivi și ceilalți extrem de organizați și de curioși să pună tot felul de întrebări. Deci, revenind, sigur, este extrem de meritoriu faptul că, cunoscând o limbă chiar care nu e de mare circulație, cum este limba armeană, și stând probabil mai mulți ani acolo, a reușit să fructifice și în planul cercetării, în plan științific, această situație didactică, făcând un studiu pentru care îl felicit pe domnul Hens. Mulțumesc mult, doamna profesoară. Sunt complet două cuvinte, dacă pot să spun și eu, Alice, sau Vă doamna Murăruș, că dumneavoastră moderați. Sunt complet de acord cu dumneavoastră. De aceea eu am și nuanțat, poate nu îndeajuns la începutul studiului, că da, analiza contrastivă și acest studiu se bazează pe grupuri monolingve, da? Deci în care îți permite acest lucru, pentru că normal dacă ai un an pregătitor sau dacă ai 20 de limbi, este foarte greu să te apuci să faci comparații, descrieri exhaustive ale sistemelor lingvistice și să faci predicții. Pe de altă parte, că pe unii îi lămurești și pe alții îi confuzionezi, adică îi încarci, n-ai cum. Exact. Pe de altă parte, una dintre ideile mele era aceasta, că atunci când contextul, situația de predare specifică, de exemplu în Italia, universitățile cer ca lectorul să cunoască limba italiană tocmai pentru a preda contrastiv. Este una dintre cerințele pe care universitățile de acolo le au. Și mai sunt și alte cazuri. Aproximativ. Cer, da. Nu chiar Poate am fost toate, cerat, poate, poate dar am eu știu, de cerat în exemplu, predare, dar Nicoleta Neșu. oricum o învățai, fiindcă altfel mor de foame în Italia, fără italiană. Așa, și ziceam că putem să, dacă, de exemplu, avem filologi și predăm via teza pasivă, în loc să ne chinuim cu predarea fără limbă suport, putem să le spunem foarte simplu, e ca în limba voastră și am încheiat o mare parte din dezbatere. Deci asta era ideea, dar sunt complet de acord cu dumneavoastră, nu putem să folosim această metodă nediferențiată. Dacă ați fi fost la studenții olandezi, cum am fost eu, n-aveau nici cea mai mică noțiune de limbă. Dacă vorbeai despre mod și timp, trebuia să spui întâi ce este. Dacă vorbeai despre diateză, trebuia să spui în două cuvinte ce Exact. înseamnă diateză. În Nimic, chiar cazurile așa, astea nu se for aplică. granted. Da, relativ. Totul înseamnă multă adaptare din partea profesorului, flexibilitate, ceea ce este de altfel definiția, esența profesorului. Dacă nu are un scenariu care se poate adapta în clipă la ce are în față, degeaba e profesor. Asta e. Dacă mai aveți alte observații. Sau de procesul de traducere, chiar dacă nu vreau să spun întrebări,
observația mea, observația mea adică traducerea atitudinii în nivel de înțelegere a sunteți de acord? Da, depinde ce urmăresc să formez. În Italia se lucra. Erau ore în program de traducere, ateliere de traducere de text literar și din italiană în română și mai târziu, în română traduceau abia în ultimul an, traduceau invers. Dar pentru că, mă rog, acolo lucrurile sunt construite mai filologic, cum discutam și între noi. Depinde ce vrei să obții la sfârșit. Cred că dacă lucrezi foarte mult o limbă străină numai prin traduceri, va fi foarte bun la parte scrisă, dar va vorbi spre zero. Spre zero. Da, sunt de acord că atunci când traduci, pui lupa pe fiecare element, pui lupa pe dimensiunea, pe toate dimensiunile, lexical, gramatical, logica textului, da, sunt de acord. Că, adică faci în mai mare măsură ceea ce ar trebui să facem și anume așa numitul close reading. Că asta ar trebui să faci în general. Și cu studenții români ar trebui să faci close reading și cu cei străini. Prin forța lucrurilor, lectura în limba a doua este un close reading, pentru că te oprești la fiecare lucru, explici, da, ai grijă să fie fiecare secvență înțeleasă și cu implicitul ei și cu background-ul cultural și cu toate. Da, este un close reading. Sigur, și traducerea un close reading plus competența în limba cealaltă. Da, pe care trebuie să o aibă și profesorul în limba. Făcând traduceri, sigur, trebuie să stăpânești foarte bine și limba cealaltă. Acum, e o problemă. Eu, de exemplu, lucram în italiană, dar italiana mea nu avea profunzimea englezei pe care am absolvit-o. Și atunci mă serveam și de traduceri anterioare făcute pentru textul literar de traducători. Adică mă confruntam cu ce se tradusese ca să am... Un model cu adevărat competent. Da, asta în măsura în care se poate și în măsura în care profesorul chiar stăpânește atât de bine limba cursanților încât să poată lucra text literar cu toate și în limba, pentru că tu ca profesor trebuie să fii sigur că stăpânești toate nuanțele în limba cu pricină. Adică e o problemă. Poate fi și tricky, ca să zic așa, poate fi și cum să spun, puțin poți să fii pe o pantă, poți să și greșești. Pentru că dacă nu ești foarte sigur că tu în poloneză sau în armeană sau nu știu ce, chiar simți foarte bine toate nuanțele alea, nu știu cum îți se traducerea. Adică sunt și niște riscuri când lucrezi pe traducere așa fidelă. Știi că una e să lucrezi comunicațional și să explic în limba mea niște lucruri și el așa, și alta e să merg pe traducere, care, mai ales la textul literar. Să fiu sigur că ce duc în partea elaltă este fin, perfect. Sunt multe aspecte. Da. Am și o întrebare care refer continuu ideea pe care a lansat-o Emilia referitoare la traducere. Traducere, noi am făcut traducere multilingvă, o traducere prismatică, trecând prin mai multe limbi simultan. De la această idee de traducere simultană multilingvă, eu aș vrea să revin la lectură multilingvă. Edirule, profesorul meu de la Geneva, a lansat această didactică unificată. Știu că ne-ai mai prezentat tu chestia asta. Da, în mai multe limbi romanice, nu? Exact, în paralel. Exact. Și întrebarea mea ar fi atunci, vedem trecerea lecturii de la limba maternă la limba străină, dar putem să mergem mai departe și să vedem prismatic și lectura și traducerea. Mie mi se pare că am învățat simultan mai multe limbi romanice. Merge un pic la început. Adică acolo unde începi pe A1, A2, unde ești în elementar. Creierul adultului nu mai este, deci o spun studiile, echipat nici măcar
o a doua limbă, dacă o începe prea târziu și nu începe în copilărie, se știe că după, nu știu ce vârstă, poate greșesc acum, 6 ani, se închid niște canale. Noi le mai deschidem la adult, cu, mă rog, stilul comunicațional, mai deschidem din canalele la parțial, dar și încercăm să mimăm când învățăm limba a doua, cât mai aproape de matern. De-aia se merge pe comunicațional acum, să învețe o limbă cât mai aproape de limba maternă, da? Cu cât mai puțin metalimbaj, cu cât mai puțin de obicei, nu? Ca să vorbe. Dar dacă mă întreb pe mine, eu nu cred că creierul adultului, dacă vorbim de adulți, poate dacă s-ar face experimentul cu niște copii, ar merge. Dar vezi că bilingvismul, trilingvismul, multilingvismul, mi se pare cam utopic, sincer, cam utopic. Creierul deja și la bilingv e destul de încărcat. Adică mecanismele sunt destul de, rețelele sunt destul de încărcate și la bilingvul perfect, da, pe ei, să ajungi să înveți în paralel. În paralel vorbim aici, nu că ai învățat în succesiune întâi franceză, după aia italiană, după aia cât de cât, știi? Cu excepția unor persoane care au o hiperdotare, că avem exemple de astea, oameni care vorbesc 30 de limbi, astea sunt excepții. Au ceva, creierul lor este mai special, știi? Văd o întrebare din publicul de departe. Oana Usache, dacă ne-am... Da, da, Oana... cu plăcere. Bună ziua! Bun găsit! Bună ziua! Mă bucur de revedere! Sunt lector la Granada, la Universitatea din Granada și am fost foarte atentă la prezentarea dumneavoastră, gândindu-mă la o specificitate care mă preocupă și pe mine și pe câțiva colegi de-ai noștri din Italia, și anume la prezența copiilor români din comunitatea românilor la cursurile de limba română, ca limbă străină. Deși ei vin cu un bagaj de acasă care se situează probabil undeva între B1 și B2. Dar și m-ar interesa foarte mult cum s-ar putea adapta și studia tot ce ați propus dumneavoastră în cazul acestor tineri, pentru că acest segment de vârstă pleacă. Și chiar în câțiva ani, în 5, 6, 7 ani, când vom avea studenți, copiii deja născuți în străinătate, cel mai probabil ei vor fi și vor ajunge la orele de română chiar ca studenți străini, fără niciun fel de legătură cu limba lor maternă. Cred că ar fi interesant și cred că ar fi gravnic, pentru că ar trebui să-i ajutăm acum cât încă mai avem copii care au urmat câteva clase în România, care încă vorbesc limba ca limbă domestică. Nu am experiență în sensul ăsta, dar îmi imaginez că una dintre problemele fundamentale sunt interferențele între limbi. Pentru că sunt bilingvi copiii ăștia și au, pe de altă parte, o română cu arie limitată ca registru. Este româna colovială, de casă, ar zice. Da, domestică, da. Necrescută, da, pentru că ei nu mai citesc, nu mai stau în contact, nu sunt în contact. Da, și probabil foarte interferentă, mai ales vorbim aici de limbi romanice, care au și mulți falși amici, ca să zic așa, că pățeam asta și în italiană, da? Adică tendința de a copia, de a calchea structuri de acolo unde cuvintele sunt aceleași, dar structura sintactică nu e aceeași sau structura sintagmei nu e aceeași. Deci, mă rog, multe astfel de calchieri și chiar false friends, cum s-ar zice. Deci, probabil că aici, în primul rând, trebuie lucrat lexical și gramatical, văzut un pic curățată, un pic limba română, cred că dă interferențe. În primul rând, cred, și după aia a văzut un pic dacă se poate stimula dorința de lectură, ceea ce e o problemă mondială, indiferent că ești, că o faci în limba maternă sau într-o altă limbă, lumea nu prea mai citește. Și atunci
trebuie găsite probabil texte mai interesante, mai incitante, mai potrivite pentru vârsta lor, mai potrivite pentru vârsta lor, că dacă sunt texte insipide, bineînțeles, sau plicticoase, sigur că nu o să le citească numai de dragul de a învăța română. Ei trebuie să fie prinși de text în așa fel încât să și uite că învață, de fapt își fac o achiziție de limbă acolo. Să uite, pur și simplu să-i prindă povestea, să-i prindă, să-i fie ceva incitant și amuzant. Și ce să spun, e o sarcină grea care vă revine și trebuie aici foarte mult inventivitatea profesorului. Cum să facă, cum să gestioneze și mai ales să își dea seama ce găsește în teren, nu? Și să scaneze un pic tipul ăsta de greșeli și să vadă ce face ca să le scoată pe ele, pe de altă parte, pe de o parte, iar pe de altă parte să reușească să-l atreagă și spre un pic de lectură. Aș are o chestiune pentru profesor Adalbert, si vous nous entendez. Profesor Adalbert? Si profesor Adalbert, vous nous entendez? Nu cred. Oui. Profesor Adalbert? Cred că a închis. Est-ce que vous nous entendez? Nu. Vorbește cu cineva, da. Acum nu cred că te aude. Aș fi vrut să-i pun, da, ca să încheiem, nu? Uh-huh. Să încheiem. Profesora de Albert. Eu vă mulțumesc. Da. Așa, te las pe tine. Da. Profesora de Albert, est-ce que vous nous entendez? Oui? Oui. J'aurais une question pour vous. Profesor Adalbert, vous nous entendez? Oui, oui. Oui, oui, je vous entends. Oui, j'aurais une question pour vous. On est en train de clôturer la table ronde concernant l'enseignement de la langue roumaine, langue étrangère, et on a parlé aussi de la possibilité d'apprendre en parallèle plusieurs langues. Et alors, ma question serait pour le troisième cycle et pour son organisation à Kinshasa, à l'université, est-ce que vous considérez que l'étude des langues étrangères devrait plutôt viser une langue en premier, ou bien c'est intéressant d'ouvrir la possibilité aux étudiants de choisir parmi plusieurs langues et éventuellement de commencer à étudier en parallèle plusieurs langues pour avoir un niveau suffisamment qui leur permet d'ouvrir vers plusieurs possibilités de communication, en fait. Oui, nous avons déjà résolu ce problème. Nous voulons, dans le cours de langue, là, qu'on donne une priorité à l'anglais, parce que les Français ne posent pas de problème à l'anglais. Mais les étudiants ont le choix d'une langue ou d'une autre langue. Alors, on ne peut pas limiter le nombre de langues. D'abord, la priorité, l'anglais. Et après ça, les autres langues. Évidemment, si la langue roumaine ou la langue italienne, si l'étudiant choisit ça, ce n'est pas un problème. Parce que sur le plan juridique, nous avons choisi deux langues d'enseignement, l'anglais et le français. Mais c'est mieux qu'on donne l'ouverture à chaque étudiant de choisir d'autres langues. Voilà, madame. Nous vous remercions. Effectivement, nous sommes ici dans cette direction aussi avec la politique linguistique de l'Europe qui vise le plurilinguisme, le multilinguisme. Donc, c'est très bien qu'on envisage l'éducation des langues de la même façon. Je tiens à vous remercier encore une fois de votre participation et je remercie tous nos collègues qui sont aujourd'hui avec nous.
Maintenant, je vous invite à une pause. On a une pause jusqu'à 14 heures pile et on va reprendre le programme de l'après-midi. Maintenant, on va arrêter la connexion en ligne et on vous attend, bien sûr, si vous êtes encore disponible pour la session de l'après-midi à partir de 14 heures. Nous vous remercions encore une fois et je remercie encore une fois mes collègues. Merci. Ok, merci beaucoup. Merci.